Deșteptarea. Am văzut zilele trecute o anchetă de context foarte bună în publicația de fapt.ro, care citează un raport UEFA și cred că merită o discuție în deșteptare. Este vorba despre situația fotbalului românesc și structura proprietății din fotbal românesc, adică avem următoarea situație. Fotbalul din țara noastră are venituri realmente ridicol de mici prin comparație cu situația din majoritatea celorlalte țări europene, în timp ce statul român are în proprietate majoritatea stadioanelor și, ce să vezi, și majoritatea echipelor. Mă refer la toate ligile de fotbal. Statul român sub diferite forme. În general, este vorba de primării. Mai clar, raportul UEFA arată că veniturile din fotbalul din România au fost în 2023 de doar 90 de milioane de euro, adică mai puțin decât Cipru, sau cu 50% mai puțin decât Israel, care sunt țări mult mai mici. Eu cred că probabil suntem la nivelul Maltei sau al Liechtensteinului, deși n-aș băga mâna în foc pentru veniturile din Liechtenstein. Da, bine, nu dimensiunea. Suntem ceva mai mult decât bulgarii. Nu dimensiunea țării aici. Cred că și asta contează. Că se depinde puterea de cumpărare a populației. Și numărul de spectatori la meciuri. Și valoarea drepturilor de televizare. Asta depinde și de mărimea pieței. O națiune mică și fiartă pe fotbal, vioaie, știi? Să umple stadionul și o națiune precum Liechtenstein. La noi sunt oameni mulți, dar nu... A fost chiar o perioadă lungă când nu prea s-a mai mers pe stadioane, că oamenii au avut lehamite de asta. Avem, și acum... Sunt date în UEFA și despre rata de participare. Și acum prețurile biletelor sunt mici. Deci, excepții bucureștene. Din aceste mărunte 90 de milioane de euro venit pentru o țară ca România, 90 de milioane de euro pentru o țară ca România este foarte puțin. Doar 10% vin din vânzarea biletelor. Mai precis, 9,4 milioane de euro. Ia aici problema majoră. Alte 24 de milioane de euro vin din drepturi de televizare. Și asta este puțin. Și spune ceva despre nivelul de interes față de fotbal în condițiile în care prețurile acestea de televizare, mă rog, tarifele, au scăzut în ultimii 10-20 de ani. Restul banilor pentru susținerea fotbalului românesc vin fie din buzunarele cetățenilor, direct, fără ca aceștia să fie întrebați, în cazul echipelor deținute sau sponsorizate de instituții publice, fie din buzunarele patronilor. Dar cu banii privați nu are rost să ne facem speranțe, doar o treime, 32% dintre echipele din fotbalul românesc, în toate diviziile, sunt în proprietate privată. Mie asta mi se pare uluitor. Deci doar o treime sunt în proprietate privată, restul sunt deținute de instituții, companii publice, cum ar veni. Chiar și de ministere, cum este Steaua, nu? Din Liga a doua, Steaua este deținută de Ministerul Apărării. De asemenea, 8 din 10 stadioane din România sunt în proprietatea unor instituții publice. Primării, de cele mai multe ori. Iar stadionul Ghencea este al Ministerului Apărării? Da. Ăla de s-a plâns Mircea Lucescu de gazon. Bun. Pentru comparație, deși nu știu dacă are rost, veniturile din fotbalul Angliei, 6,5 miliarde de euro. Germania 3,2 miliarde, Italia 2,4 miliarde, Franța 2 miliarde de euro. Ok, n-are rost. Dar Cipru și Israel, venituri mai mari, semnificativ mai mari ca România. De asemenea, în privința structurii de proprietate pentru bază, infrastructură, da? În Irlanda, doar 40% din stadioane sunt de stat, 70% din echipe au proprietari privați. Până și în Rusia, observă publicația de fapt.ro, implicarea statului în acest sport este mai redusă. Doar 50% din stadioane au statul de proprietar și numai 31% din echipe sunt private. Fotbalul rusesc a produs însă venituri de peste 1 miliard de euro. În Ucraina, 93% din echipe sunt proprietate private. În Anglia, mă rog, nu mai zicem. În Ungaria, o situație foarte interesantă. Peste 90% din stadioane sunt ale statului, dar peste 60% din echipe sunt private. Una are investitor străin și veniturile din fotbal ungurez sunt de aproape 2 ori mai mari decât în România, în condițiile în care totuși Ungaria este o țară cu o populație de 2 ori mai mică decât țara noastră. În România niciun club nu are acționar străin. Deci concluzia mea, aștept să mă contraziceți, este, mi se pare că e clar, se dovedește încă o dată că statul român este cel mai prost administrator a orice. Eu nu știu vreo companie în afară de antibiotice Iași. Serios. Nu știu vreun domeniu sau în care statul să fie un bun administrator, să fie
bune practici de business, să facă profit, să reinvestească profitul și așa mai departe. O să-mi dați exemplu cu aeroportul Otopen, dar ăla este un dezastru, aeroportul Otopen. Îi face profit aeroportul. Hidroelectrica. Da, și sigur, nuclear electrica, hidroelectrica. Electricele. Da, electricele astea. În rest, mă scuzați. Și nu știu cum se poate schimba lucrul ăsta. Adică nu știu cum se poate rezolva. Eu cred că ăsta va crește odată cu țara, puterea de cumpărare a populației. Acum că au crescut pensiile, de exemplu, s-ar putea să fie că au crescut semnificativ. Adică în jurul meu am auzit de niște bubuieli. Și pensionarii o să zică, gata mă, ne ducem pe stadion. Și o să-și permită oamenii să meargă la stadion. Uite, a fost stadionul... O să-și permită. Stadionul Steaua. Cât e un bilet de a fost fotbal? Plin. Da. Ochi. La meciul România-Lituania. Da, da, a fost un context cu totul special. A fost primul meci în țară cu nouă selecționeri. A fost primul meci după participarea la Euro, da, cu nouă selecționeri. A fost, într-adevăr. Dar, oricum, la ultimele meciuri, echipa națională și în preliminariile trecute a avut public numeros, adică au fost stadioane aproape pline. Dar naționala e altceva, eu vorbesc de echipe. Vorbim de cluburi. Club. În da, general, la meciurile naționale se duce lumea. Și FCSB a început să vândă bine, s-a și calificat în cupe europene și așa. La Dinamo, acum că a început să meargă echipa, vin din ce în ce mai mulți oameni la stadion, problema e însă că pentru cluburi e greu să vândă bilete la prețuri competitive. Că în ziua de astăzi ar trebui să vândă, nu știu, de la să fie cel mai ieftin bilet 100 de lei, ori la noi la peluze 20 de lei un bilet, 25 de lei. Eu sunt curios dacă cluburile din Liga a doua vând bilete. Nu cred. Sau nu, poate la ordinul zecilor de bilete. Da. Asta e tot. Pe când în Germania, care era pe locul 2 în topul al tău, se joacă aproape toate meciurile cu casa închisă. Și oamenii plătesc niște zeci de euro pe bilete la peluze și tribuna a doua și sute de euro la tribunele principale. În Italia, la fel, sunt oameni care călătoresc să vadă AC Milan sau Internaționale Milano. Au fost anul fost trecut, Alexandra, în noiembrie la AC Milan cu Borussia Dortmund. Stadionul plin, 50.000 de oameni. Și cât ai plătit pe bilet? Mult, mult de tot. Undeva la 1700 de lei, cred că era biletul. Da? Da, am fost mai în față așa un pic. Și atunci faci profit. Dacă plătești de un cetățean 350 de euro pe un bilet. Fie el într-o poziție bună, sigur. Dar, Ștefan, dar se adună niște milioane de euro pe meci. Ștefan e FCSBist, nu? Ține cu FCSB. Da. Nu trebuie să-ți fie rușine, asta e situația. Glumesc. Ei luat abonament la meciuri? Nu. De ce? E mic, o să spui. Nu, și a bilet pentru... În primul rând, la FCSB nu cred că se vând abonamente. În România, în general, nu prea s-a cam... Nu prea mai există asta cu abonamentul. Cred că Rapidul mai vinde abonamente. Își ia bilet când merge la meci, că nu merge la toate meciurile, că nu încerc să nu încurajez chestia asta, mai ales că da, am probleme cu patronul. Singura dată când am luat bilete tip abonament așa a fost acum 2 ani când s-a calificat echipa în Conference League și au fost meciurile alea cu West Ham United, cu Anderlecht Bruxelles și se calificaseră în sfârșit într-o grupă europeană și zic, mamă, ce mișto. Da, și a fost foarte mișto. Am dat tot așa. Am dat 1200 de lei. A fost 200 de lei biletul? Da. Și atunci am luat... Nu mergea singur pe stadion, atunci mergeam eu cu el. Și am luat 6 bilete, câte 2 pe un fiecare meci. Aha. Și domnul Nea Gigi s-a hotărât joace cu rezervele, că a zis că nu-l interesează. După ce m-a escrocat pe mine și mi-a luat banii, a anunțat că el nu dă 2 bani pe aia. Încă observații vreau să fac apropo de stadioane. În ultimii ani, guvernul României a investit enorm de mult în stadioane. A cheltuit bani publici la Compania Națională de Investiții pentru construirea de stadioane. Sunt stadioane în foarte multe orașe, stadioane noi, mai puține spitale noi s-au construit, mai puțină infrastructură rutieră, mai puțină infrastructură feroviară, dar stadioane avem. Eu aș vrea să văd o situație centralizată despre cifra de afaceri și pierderile acestor stadioane. Adică cel mai mare stadion din țară, Arena Națională, care este în București, un stadion nou, unde au loc diverse evenimente. Sunt concerte, sunt meciuri ale naționale, se vând bilete, este pe pierdere, e al primăriei, manageria de primărie, din câte știu, este pe pierdere din totdeauna. În 2022, scrie Gazeta Sporturilor, a avut un deficit de 15 milioane de lei. Da. Deci 3 milioane de euro pierdere
bani suportați de cetățeni. Nu mai bine îl vindem, adică... Cui? Nu, cuiva care vrea să cumpere. Să cine facă să vrea să cumpere? Anderlecht. Dacă el nu merge... Păi poate e manageria prost, că de aia statul complicat. Manageriază prost lucruri, le privatizează și ele, ce să vezi, ca prin minune, încep să meargă mai bine. Bine, s-ar putea face acolo niște spații comerciale, niște, adică multe, ai putea să... Iată. Da. La noi se vine cu sticlă de 2 litri și se vinde la pahar cu 10 lei la meci și sunt niște buticare de ăștia care fac bani la meci. Da. Altfel, ni se spune că avem abonamente cam la toate echipele de fotbal din țară, că au venit multe mesaje. Asta e. Mulțumim! Deșteptarea